Bună dimineața, dragii noștri! Suntem în localitatea Brâncoven din județul Oltul, localitate cu profil istoric foarte cunoscut de dumneavoastră, indiferent în ce loc al țării v-ați afla. Sunt de vorbă cu domnul primar Ion Chioroiu. Bună ziua, domnul primar! Bine v-am găsit! Salut, mine, bine ați venit! Mă bucur că ne vizitați din nou. Într-adevăr, ne aflăm în frumoasa localitate Brâncoven din județul Olt, o localitate plină de istorie, o localitate al cărei pământ mustește de istorie, cum îmi place mie să-i spun, localitatea care a dat țării românești doi mari domnitori, Matei Basarab, respectiv Constantin Brâncovean. Da, trebuie să spunem că aici, în zona asta, și cred că foarte multă lume știe, sunt încă acele vestigii ale celor doi domnitori, vestigii construcții, vreau să spun. Există mână frumoasă a mănăstirii Brâncoven care păstrează toate aceste lucruri. Știu că de când sunteți dumneavoastră primar, ați reușit să faceți din această localitate, să o aduceți la standardele europene, așa cum merită locuitorii din Brâncoveni. Văd că tot timpul vă găsesc acolo cu proiecte realizate, propuse și realizate de dumneavoastră. Și aveți multe, văd. Haideți să ne vorbiți despre ele, ce ați făcut dumneavoastră, nu în ultimii 20 de ani, ci ce ați făcut în ultimul mandat de când sunteți primar aici. Așa este. Nu suntem încă o comună europeană, dar îmi place să spun că ne apropiem cu pași repezi, având în vedere că la ora aceasta, la nivel de comună Brâncoveni, au fost încheiate, terminate 22 de mari proiecte. Vorbesc de proiectele mari. Proiecte care sunt strict necesare pentru comuna Brâncoveni. Dacă mă întrebați despre ultimele proiecte din ultimul mandat, vă spun cu satisfacție că am reușit să modernizăm toate grădinițele din comuna Brâncoveni, dar și școala comunei Brâncoveni. Am reușit, asta însemnând ca cei 252 de elevi ai comunei să aibă condiții optime să-și desfășoare activitatea. Și nu numai atât. Dispensarul, am văzut că arată foarte frumos. Anul trecut numai am încheiat dispensarul cu modernizare, reabilitare, extindere, dispensar comunal uman Brâncoveni și două grădinițe, un teren de sport pentru copii, pentru că le lipsa, curtea școlii din comuna Brâncoveni, avem tot strictul necesar să ne desfășurăm activitatea așa cum trebuie. Dacă m-ați întrebat de dispensar, aș vrea să fac o pauză, să vă spun că la nivel de comun, o paranteză de fapt, că la nivel de comuna Brâncoveni avem doi medici de medicină generală cu cabinete complet modernizate, cu aparatură nouă și cu mobilier nou, un medic stomatolog, la fel, cu aceleași doctori, o farmacie. Și sincer să fiu, pentru că avem acest spațiu minunat, îmi doresc să fac un centru de permanență, dacă se poate, la Brâncoveni, ca atât dimineața cât și noaptea, atât ziua cât și noaptea, cetățeanul din Brâncoveni să beneficieze de cele mai bune condiții, să nu se mai ducă la Slatina și să găsească permanent cel puțin un medic aici. O secundă, vreau să vă întreb dacă dotările medicilor de familie cât și a medicului stomatolog a fost făcute de dumneavoastră din fondurile locale ale primăriei. Așa este, parte din ele au fost făcute din fondurile locale, dar parte din ele au fost prinse deja în programul PNDL 2 cu care am lucrat. Vreau să reamintesc și faptul că la nivel de dispensar al comunei Brâncoveni am reușit să achiziționăm și un ecograf performant și un ecaghev. Sunt în tratative cu un medic de la Craiova care să vină măcar o dată pe săptămână aici să ne desfășurăm activitatea așa cum trebuie din punct de vedere medical. Foarte interesant, lucruri care nu se găsesc sau eu știu, se găsesc mai greu și la Spitalul Județean, să zicem, sau ajung mai greu la Spitalul Județean pentru că oamenii trebuie să stea la coadă, să aștepte nu știu cât, nu se simt bine, foarte bine ca să poată să stea atât de mult. Un lucru extraordinar de bun. Vă rog să continuați că mai văd 21 de proiecte acolo. Da, ce să vă zic, avem toate străzile asfaltate la această oră. Am reușit, respectiv 11 km și 600 de asfalt, am reușit să asfaltăm și drumul de la mănăstire, că dumneavoastră știți, era un drum cu probleme, de la mănăstirea Brâncoveni.
Avem o primărie nouă, prinsă prin PNDL, avem o rețea de apă pe care în această primăvară vom încerca să apăsăm pe buton și să facem probele, care se întinde pe o... care are o lungime de 21 de kilometri. Avem sistem de supraveghere video în comună, am reușit... Bă, de achiziție, buldoi, excavator, ăsta e pe gal, sigur. E sigur pe gal și ne bucură foarte mult. Din ce gal faceți? Din Plaiurile Oltețului. De la Plaiurile Oltețului și ne bucurăm foarte mult că ne-a ajutat cu o parte din bani. Diferența de bani am pus-o noi din bugetul local. Este un buldoi excavator care nu face mare folosință la nivel de comună Brâncoveni din toate punctele de vedere. Atât pentru în caz de incendii, atât pentru general pentru situații de urgență, că e luat prin compartimentul situației de urgență. Așa, haideți să vedem că aveți și în curs de realizare un proiect de apă, modernizare, grădiniță. Proiectul de apă 90% e închis, v-am zis. Într-o lună maxim facem probe și rugăm cetățenii să branșeze cu drag. Proiectul de canalizare îl așteptăm, l-am prins prin Fondul de Dezvoltare și Investiții. Acum nu știm ce se întâmplă, din ce se aude se pare că va trece în PNDL. Ne-ar fi necesar și acest proiect ca să încheiem odată cu legătura asta strânsă între proiectul de apă și proiectul de canal. Și ce mai văd e o modernizare? Căminul cultural, da. Știu căminul cultural că era... Da, dumneavoastră ați lucrat odată acolo, ați fost directorul Căminului Cultural și în momentul când ați vrut să candidați la primărie sau de asta și vrut să candidați la primărie ca să modernizați acel cămin cultural și iată că acum după atâția ani vă vedeți visul împlinit. Așa, aveți perfectă dreptate. Dacă am reușit să închei 21 sau 22 de proiecte până acum și au fost proiecte mari, mult mai mari decât proiectul de cămin cultural, să știți că cea mai mare mândrie a mea este acest cămin cultural, având în vedere că eu am pus bazele înființării ansamblului Mugurașii și Brâncovenilor, un ansamblu renumit pe care dumneavoastră îl cunoașteți, un ansamblu care se respectă, un ansamblu care mi-a adus numai bucurii, cei 60 de copii avem la ora actuală, da? Înseamnă că jumătate din copii de la școală sunt la ansamblu. Așa este, de multe ori când mă mai duc pe la ei pe la școală, îi văd dansând în clase acolo, repetând practic, deci le e drag. Mulțumesc pe această cale domnului coregraf, marelui coregraf Rizea, care a fost permanent alături de ei și a adus la această valoare. Este un proiect de suflet, vă ziceam, având în vedere că noi nu aveam spațiu pentru repetiții pentru copii. Dar parcă e și un merit al lor și de asta m-am și căznit să le pun la dispoziție, să încerc să fac acest cămin cultural. Noi suntem prinși din decembrie 2018 la Compania Națională de Investiții și în martie sperăm să se liciteze și proiectul nostru, astfel să beneficiem, dacă ne-a ajutat Dumnezeu, la sfârșitul anului să demarăm lucrările de... E un proiect foarte frumos, un proiect care se bazează, care are o capacitate, o sală de spectacole cu o capacitate peste 160 de locuri. Are multe dependențe, așa, multe anexe, unde putem să facem până la urmă o bibliotecă, să aducem biblioteca comunală, să înființăm un muzeu. Avem chiar e necesar un muzeu, pentru că zona asta chiar este plină de istorie, așa cum am vorbit mai la început. Așa este. Are o sală de proiecție, are o sală de conferință, e un proiect modern, cu toate interior, cu tot strictul necesar, cu vestiare pentru artiști și așa mai departe. Unii dintre primari folosesc căminul cultural și pentru activitățile sau, eu știu, private, în sensul că se pot face cununii, nunții, pomenii, de-asta, la dumneavoastră e cazul, ca să îi ajute totuși pe cetățenii din localitate. Deocamdată nu, pentru că actualul cămin datează din 1896 și nu-mi permit să deschid ușile, să aduc să fac acolo un botez sau o nuntă. E foarte mic și vă dați seama, pui grasie, arată destul de rău, de asta m-am și hotărât să-l dăm jos, să renovăm complet, să facem un... Dar, în perspectivă, e o alegere bună. Da.
Modernizare rețea iluminat stradal. Bănuiesc că veți achiziționa tot pe fonduri europene acele lămpi speciale care nu cu LED-uri. Da, noi avem iluminatul stradal, datează din 2004, cred, e foarte, foarte vechi, se consumă foarte multe becuri lunar, dar nici lumina... Consumul de energie este foarte mare. Foarte mare, dar nici lumina nu e așa de bună, de puternică. Eficientă, da. De eficientă. Motiv pentru care m-am gândit să schimbăm toate becurile, avem 434 de lămpi stradale și să facem un sistem de iluminat public modern la nivel de comună prin comun. De asemenea, aș dori, nu vreau să uit, noi avem 15 camere de supraveghere puse pe intersecțiile în comune, care ne-au ajutat foarte mult, și aș mai dori să mai achiziționăm cel puțin 5 sau 6, fiindu-ne de un real folos. Nu mai se întâmplă, nu mai sunt furturi, nu, gata, s-a terminat cu... Așa, aveți dreptate, și oamenii stau liniștiți din punctul acesta de vedere, iar în momentul în care se întâmplă cât un incident, mai mic sau mai mare, ne simt de foarte mare folos, pentru că putem să ducem la cap să elucidăm această treabă, acest eveniment. Domnul primar, sunt convinsă că tot dumneavoastră o să candidați la primărie din nou, pentru mai sunt câteva luni. Ce le-ați transmite cetățenilor din localitatea Brâncoveni? Cu ce proiecte, eu știu, mergeți mai departe în mandatul următor? Știu, văd acolo ceva proiecte în curs de dezvoltare, de realizare, dar dumneavoastră bănuiesc că mai aveți și altceva de realizat. Că niciodată într-o localitate nu se termină proiectele, de fiecare dată încep altceva și aș vrea să marjez pe chestia pe care mi-a spus-o mai devreme de acel centru social. De asta vorbeați, da? Da, un primar nu le termină niciodată, sincer vă spun. Noi trebuie neapărat să ne odihnim din muncă prin muncă. Proiectele nu se vor termina la nivel de comună Brâncoveni. V-am zis, vom încerca, cu siguranță, anul acesta trebuie să prindem și proiectul de canal, de care avem atât de mare nevoie, după care va urma lucruri... Încă un proiect foarte, foarte mare, dar și foarte greu, este proiectul de gaze. Asta pentru Brâncoveni. Avem deja un aviz de principiu de racordare de la Balș împreună cu Piatra Olt. Ne mai întâlnim comunele din limitrofe mâine, ne întâlnim la ora 11 să mai discutăm și sperăm să, în viitorul apropiat să rezolvăm și acest proiect. Ar fi un vis al meu și al tuturor locuitorilor comunei Brâncoveni, având în vedere că am trăit exact ca la oraș. Sigur că da, și lemne nu pot să folosești la infinit, alte surse de... Găsesc, în primul rând, combustibilul solid, lumea a încercat să introducă niște centrale pe peleți care sunt foarte scumpi, dar pentru noi gazele ar fi foarte, foarte utile. Da, mulțumim, domnul primar, vă urăm succes. Numai puțin, referitor la locuitorii comunei Brâncoveni, îi salut cu respect, le port foarte mare grijă, îi port în suflet permanent și îi rog să aibă încredere în continuare și să mergem împreună. Îi rog să fie alături de mine așa cum au fost și până acum și să mergem împreună. Thank you.